Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Invitatul nostru de astăzi este domnul Andrei Laurentiu Piticaș, candidat din partea Partidului România Unită pentru Senatul României. Bună ziua, domnul Piticaș, bine ați venit prima dată în studioul noastre, nu? Pentru prima dată vă mulțumesc, bună ziua. Mulțumesc pentru șansa pe care mi-ați acordat-o de a mă face cunoscut și pe, pe zona Moldovei în general. Ați spus să vă faceți și pe, pe zona Moldovei ce sunteți președintele organizației Partidului România Unită din sectorul 1 București. De ce ați ales să veniți la Iași să candidați pentru alegerile parlamentare? Este corect. Sunt președintele filialei sectorul 1 București și vicepreședinte la nivel național în cadrul Partidului România Unită. Sunt unul dintre membrii fondatorii acestui proiect politic în primul rând, am mai multe motive. Am venit uh, pentru că sunt moldovean, sunt uh, născut și sunt crescut în județul Galați, în, local, în municipiul Tecuci, uh, și am uh, această simțire moldovenească. Uh, în al doilea rând, uh, pentru situația în care se află întreaga regiune a Moldovei. O situație nu tocmai de invidiat uh, de către nimeni. Da, într-adevăr, este o situație deloc îmbucurătoare din punct de vedere statistic, dar o să probănesc că o să ajungem și acolo. Așa <coughs> Iar în al doilea rând, pentru bunul meu prieten, membru fondator al Partidului România Unită, este vorba despre uh, Vlad Hogea, care a plecat din păcate dintre noi mult prea devreme și care ar mai fi avut multe de spus și uh, de făcut pentru Moldova. Uh, Dân su din Iași, iar în semn de respect vreau să duc mai departe ideile și munca. Vreți să continuați ceea ce a început omniasan. Ce din, sa. ce dânsul a început? Bun, vorbeam despre și înainte de emisiune, dar și acum ați amintit faptul că această zonă de nord-est, zona Moldovei nu e dintre cele mai dezvoltate. Trebuie să recunoaștem că a cam fost uitată de de guvernele care s-au perindat. Spuneți-mi Partidul România Unită din însă și titulatura partidului, Partidul România Unită. Noi suntem uniți. Cum veți face ca zona Moldovei să se ridice la nivelul celorlalte zone istorice? În primul rând, Moldova este izolată în momentul de față de România. Și asta din mai multe puncte de vedere. Dar cel mai important este din punct de vedere al infrastructurii. Întârzierea, noi le numim autostrăzile Unirii, dezvoltării și finalizării coridorului Pan European, Ungheni Iași Târgu Mureș. Bun, aici este mult de discutat pentru că despre această autostradă s-a spus, s-a scris, s-a vorbit, s-a discutat de 11.000 de ori. La un moment dat, cineva a zis: "Domnule, nu putem face autostradă, trebuie să facem un drum expres." Militați da. pentru un drum expres, militați pentru autostradă? Milităm pentru autostradă, dar trebuie să recunoaștem că trebuie să începem cumva, trebuie de, să începem de undeva acest, această construcție. Uh, problemele referitor la autostradă sunt uh, mult mai complexe, nu doar din punct de vedere al uh, direcției și sensului, sensului de mers, da. da? Uh, autostrada Ungheni Iași Târgu Mureș a fost prinsă în masterplan și aici trebuie să îi mulțumim uh, domnului uh, Nikita, pentru că a fost unul dintre principalii promoteri ai acestui aspect, dar din motive de, neînțeles de neînțeles, puțin pentru da, Moldovei. a fost tot timpul amânată. Este una dintre prioritățile Partidului România Unită să, să ducem la finalizarea aceste autostrăzi ale Unirii, cum ne place noi să le denumim. Bun, autostrada este clară, este dezideratul întregii Moldove, indiferent că vorbim despre candidații de la Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui. Dar care sunt marile proiecte pe care le veți susține dacă ajungeți în Parlamentul României și care, bineînțeles că vor viza bunăstarea României, dar în special Bunăstarea acestei zone Comunități locale Cea care a dorit să-i luați votul Pe Sigur. 11 decembrie În primul rând trebuie să asigurăm această conectare Această legătură infrastructură Pentru că dacă nu avem ce discuție a fost și în cazul aeroportului Iași Bun, de să vă, care... știți de ce vă întreb Pentru că toată lumea consideră că autostrada Se poate face pucnind din degete Nu, chiar dacă e vorba numai de vreo 300 și ceva de kilometri Cel puțin 6 ani de zile Va dura construcția autostrăzii în mod, în mod cert, dar asta este primul proiect pe care trebuie să-l implementăm. Apoi, un alt mare proiect ar fi construirea, într-un sfârșit, a Spitalului Regional la Iași. Da, este într-o etapă că înaintată. Eu vă vorbesc acum din punct de vedere al unui strategic de securitate națională, pentru că ăsta este domeniul în care m-am specializat. Avem nevoie de niște resurse de bază, sunt niște resurse de bază de la care pleacă totul. Și totul începe de la bunăstarea cetățeanului, în primul rând. Și de asta proiectul Partidului România este construit în jurul acestor piloni, acestor valori. Punem în centru familia și cetățeanul, de fapt, și familia. Cetățeanul are nevoie de o familie în care să se dezvolte, familia aceea are nevoie de alte resurse și așa mai departe. Da. Pentru asta avem nevoie de sănătate. Degeaba avem spital dacă nu avem cum să ajungem la el. Așa da? Degeaba vrem să avem relații cu vecinii dacă nu avem cum să ne conectăm cu dânsii. Unul dintre proiecte a început și vă spun iarăși din punct de vedere al profesionistului, aeroportul trebuie modernizat în continuare pentru că nu are capacitatea suficientă. El este la niște standarde foarte bune, lucrez în aviație, l-am vizitat de pe ambele părți, dar, din păcate, traficul este limitat din cauza capacității acestui aeroport. Trafic există. Și are se discută acum că ar trebui să se mai facă un al treilea terminal, dar cel puțin pentru zona de afaceri eu zic că ar fi necesar uh, acel terminal cargo. Da, este absolut necesar acel terminal cargo, dar. Uh, uh, vă întreb și pe ce. <laughs> și de că aș vrea să le că a zis că sunteți specialiști. Uh, Stimați telespectatori, domnul Piticaș, am uitat, am omis, de fapt eu o să vă spun la început. Este de profesie medic, dar și pilot de aeronave. De asta poate vorbi despre uh, ceea ce înseamnă aeroportul Iași. Da, îmi cer scuze <gânt> pentru întrerupere, dar Mulțumesc, era da. necesară uh, această precizare. Uh, mulțumesc frumos. Uh, bun, asta ar fi din punct de vedere al uh, infrastructurii și logistici. Este Într-adevăr, într este necesar și un terminal cargo. Dar, în primul rând, trebuie să avem investitorii aici. Și atunci pe aceștia atragem prin infrastructură, pentru că ei nu or să vină să investească dacă nu au legături. Am înțeles. Să-și transporte valoarea de aici în altă parte. Pentru că vorbim bun. de o dezvoltare pe termen lung. Bun. Sunt necesare aceste două autostrăzi, autostrăzile Unirii, da, înspre sudul României și înspre vestul sí. României. Exact. Dacă avem autostrăzi și avem și un spital regional de urgență pentru că este necesar nu atât pentru Iași, dar cât pentru toată zona Întreaga Moldovei. Regiune, care ar fi celelalte proiecte pe care Partidul România Unită dorește să le dezvolte, să le implementeze în zona în, în cursul dimineții de astăzi am susținut împreună cu colegii mei de la organizația județeană Iași cu domnul președinte Gheorghe Nichita și cu candidatul după poziția a doua, domnul Sebastian Tataru, în care am prezentat o broșură în care avem cuprins întreg programul și la nivel național, principalele puncte pe care le vom susține și pentru care ne vom bate, cât și principalele lucruri care vrem să le schimbăm, să le oprim. Și aici mă refer la înstrăinarea terenurilor către cetățeni străini, situația păi deci cum veți reuși că deja în România foarte multe terenuri au fost deja vândute către cetățeni a, străini? Așa este, vom găsi soluția pentru a le redobândi, într-un fel sau altul era mult mai simplu dacă era prevăzut în Constituția României acest aspect, cum a fost în 1923, da? dacă nu mă înșel, acea Constituție. La ora actuală, cel mai mare proprietar de terenuri, din, terenuri forestiere din România este un austriac. Așa că... Da, și ceea ce mi mi se pare normal în condițiile în care sunt niște legi, în Austria este o legislație destul de severă în domeniul forestier, adică poți să te alegi cu o amendă destul de mare în condițiile în care doar rupi o crenguță dintr-un la noi se poate tăia La noi se poate tăia cu, pac, La cu noi se poate urut, tăia, Da, și se poate te exploata. Bun, se... Asta cu uh, uh, proprietarii de terenul să fie numai cetățeni români, e posibil ca întreaga comunitate europeană să sară de fund în sus, cum se spune? mai suntem egali, uh, facem parte dintr-o comunitate în europeană. În Polonia a fost posibil. Uh -huh. În România, de ce nu ar fi? Decât dacă. Interesele celor care ne conduc astăzi sunt altele. Repet, eu sunt un naționalist convins și de asta și mă regăsesc în acest proiect politic. Pentru că este singurul partid politic care oferă o viziune național-democrată. Aveți cumva, știți, vă întreb, aveți cumva deja schițat un. Proiect sau o inițiativă legislativă în acest sens? Sigur, avem mai multe. Am și, Există și în Parlament o depunere care interzice o, un proiect legislativ care prevede uh, interzicerea exportului de materie primă neprelucrată. Pentru că noi ce facem? Revenim la situația pădurilor. Da. Exportăm bușteni și importăm cherestea. Sau chiar mobilă. Care sau chiar să mobilă. Facem nu, mai. Am dat exemplu de bază. Am înțeles. De ce nu aș putea să-l produc eu aici să export un produs finit care ar putea să aducă plus valoare, care, bani care să rămână în România? Corect. Noi, iarăși, situația capitalului românesc care trebuie susținut și încurajat vrem să dezvoltăm un protecționism economic pentru um, mediul privat românesc, capital românesc autentic. Știți, probabil că în prezent sub 10% din capitalul de pe A, piață da. este capital și autentic Și Ceea e. ce reprezintă o problemă din mai multe puncte de vedere, inclusiv al securității și se răsfrânge asupra da. bunăstării noastre, pentru că exportul. noi exportăm profit. Păi, Să noi nu rămân în și ne gândim dacă, Doamne ferește, investitori, între ghilimele, ar pleca din România, brusc, am cam rămâne descoperiți. Da, pentru pe... că ei. Asta Dețin acum controlul economiei, nu îl deținem noi. Asta, trebu asta încercăm să promovăm, adică trebuie să demontăm cumva acest altruism, al, acest mit al investitorului străin. Nu există altruism în relațiile între state. Afacerea e afacere. Afacerea e afacere, afacere și atunci cineva trebuie să muncească pe bani puțin. cineva trebuie să facă profitul. Din păcate, profitul nu îl facem noi. Am înțeles. Este un proiect interesant care ar merita să intre în atenția tuturor parlamentarilor, nu numai acelor Sunt a partidului de acord. România Unită. Bun, care ar fi aș vrea să vă întreb, unul, care ar fi proiect, marele sau marele proiect pe, pe ceea ce se numește domeniul educației? Bun, educația este una dintre este unul dintre pilonii principali ai partidului al proiectului Partidului România Unită. Pentru că doar așa, doar prin educație, putem să rezolvăm cele trei crize reale ale poporului român. Mă refer la criza demografică, criza identitară da? um, și criza morală, să spunem așa. Um, doar printr-un sistem de educație susținut și reformat uh, vom putea să asigurăm viitorul uh, acestei națiuni. Ha. Să creăm acele minți luminate care să ne conducă și care să facă ceva pentru România. Dar pentru asta ei trebuie întâi să aibă identitate. Lucru care din păcate în România a cam dispărut. Da. Și pentru asta milităm și eu și echipa de la Iași și Partidul România Unită la nivel național. Bun, aș vrea să vă mai întreb încă un lucru pentru că spuneați ceva despre strategie. În condițiile în care, la ora actuală, România este ca o insulă înconjurată de state, a căror președinți sunt pro-ruși, Cu, cum vedeți evoluția? Cu atât mai mult. Nu am văzut niciun, în oferta nimănui, nici deocamdată un plan clar pentru armata română. Dar noi trebuie să asigurăm o armată modernă și echipată la standarde în alte, mai ales în contextul geopolitic actual. Pentru că vedem ce s-a nu numai în zona Europei, no, vedem ce s-a întâmplat... De ocean, da, unde, peste, la alegerile... Da, de asta din este, un semnal clar, este un semnal clar al uh, populației mondiale că a trecut vremea, așa zisului, globalism și deja na națiunile se simt defavorizate. V-am întrebat eu... pentru că sunteți Partidul România Unită și da. România o menții unită numai având capacitatea de a o apăra. Asta vreau să spun și eu. Avem inclus în programul nostru angajarea cel puțin 30.000 de cadre militare. Și, bineînțeles, un program regândit de um, înzestrare al armatei, ceea ce a fost cam neglijat. Pentru că uh, noi am stat liniștiți și ne-am bazat da, umbrela... pe scutul tare da. sau vine NATO, Și dar acum. Statele Unite sunt un pion important în NATO. Dacă se retrag, dacă se retrag, asa... e ca și cum, bun, Vrei să te apăr. Ha. Trebuie să, da. Bun, domnul predicaș timpul alocat acestei ediții s-a încheiat. Aș vrea înainte de a termina să îmi spuneți pe ce poziție se află Partidul România Unită pe buletinul de vot. Partidul România Unită se află pe poziția nouă la buletinul de vot Deci pe poziția nouă Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi Ați văzut, Partidul România Unită este pe poziția nouă pe buletinul de vot Dacă vă simțiți alături de ei, dacă acest program de guvernare este cel pe care îl doriți Votați Partidul România Unită Până data viitoare, cele bune, la revedere!